Am venit la casa Domnului și aș vrea să vă întâmpin cu un verset din Psalmul 84, cu versetul 10, spune așa fiii lui Core în acest an, căci mai mult face o zi în curțile tale decât o mie în altă parte, eu vreau mai bine să stau în pragul casei Dumnezeului meu decât să locuiesc în corturile răutății. Amin. Fiecare dintre noi în această dimineață dorim lucrul acesta și ne îndrăjduiesc ca fiecare dintre noi să ne dorim lucrul acesta. Și haideți să începem timpul nostru de părtășie din această dimineață cu o cântare spre slava lui Dumnezeu care spune ce bine e când frații în Domnul se unesc. Tatăl nostru, vrem să-ți mulțumim și în această zi pentru că suntem din nou în fața ta și ne-ai călăuzit ca să putem să ajungem cu bine în casa ta. Mulțumim pentru că în harul tău tu ești acela care ne vorbește fiecare dată și vrem ca să binecuvintezi timpul acesta care stăm înaintea ta în această zi. Dorim să binecuvintezi Evanghelia care se vestește pe întreaga fața Pământului, să binecuvintezi, Doamne, pe cei care nu sunt împreună cu noi în această zi și să-i călăuzești așa cum găsești tu cale, te rugăm de asemenea să înconjur cu harul tău pe cei care trec prin suferințe. Îți mulțumim pentru tot ceea ce ai pregătit pentru noi și așteptăm ca tu să ne vorbești la fiecare parte, așa cum avem nevoie. Și noi îți lăudăm numele și îți mulțumim pentru toată dragostea ta, în numele Domnului Iisus. Amin. 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 Înainte de a asculta cuvântul Domnului, vom mai cânta o cântare spre slava Domnului și la timpul de închinare din această dimineață ne va sluji fratele Cercel și ne rugăm ca Domnul să-i dea multă putere și har. Domnul lui că ți-a făcut bine,
lui Dumnezeu glorie. Și motivul pentru care când ne-a pus mântuirea, noi care nu aveam un popor al lui, prin credința în Domnul Iisus, am ajuns să fim poporul lui. Și acesta este un har că ne-a dat această credință, să credem lucrarea mântuitoare care a făcut-o Domnul Iisus, nu numai pentru noi, pentru întreaga omenire. Deci, în dimineața aceasta, pentru timpul care ne stă în față, așa cum obișnuim și așa cum spune în Evanghelia după Ioan, capitolul 4, versetul 23, pe partea a doua, Tatăl dorește închinători adevărați. Deci dorește închinarea noastră, închinarea noastră, dar închinători adevărați. În timp, în adevăr, nu există. Și Satan dorește. O parte din omenire, fără să-și dea seama, se închină lui. Fără să-și dea seama, pentru că au părăsit Scriptura. În moment ce părăsești Scriptura, știți, așa ca un conducător auto. Dacă părăsește drumul, nu trebuie să vă spun mai multe, pentru că știți fiecare dintre dumneavoastră. Chiar dacă nu sunteți conducător auto, vedeți imagini dezastroase. Așa se întâmplă și cu omenirea prea. Dar haideți să deschidem la cartea Psalmilor și să dăm citire Psalmul 146, pagina 1637. Trebuie să fim fericiți că avem Scriptura, avem la dispoziție, Dumnezeu ne-a adăugat să facem și școală și ne ajută și să ne programăm în timpul sau ce fiecare personal. Și Dumnezeu ne vorbește și fiecare noi personal. Deci Psalmul 146, pagina 1637. Lăudați pe Domnul, laudă suflete pe Domnul. Voi lăuda pe Domnul cât voi trăi. Voi lăuda pe Dumnezeul meu cât voi fi. Nu vă încredeți în cei mari. Vor fi oamenilor în care nu este ajutor. Suflarea lor trece, se întorc în pământ. Și în aceeași zile pierd și planurile lor. Ferice de cine are ca ajutor pe Dumnezeul Iacob. Ferice de cine își pune de legea în Domnul Dumnezeu său. El a făcut cerurile și pământul, marea și tot ce este în ea. El ține credincioșia în veci. El face dreptate celor asupriți, răpâine celor plămâți. Domnul îți vorbește pe plinci de război. Domnul deschide ochii orbilor. Domnul îndreaptă pe cei împovoiați. Domnul iubește pe cei neprihăniți. Domnul ocrotește pe cei străini. Sprijinește pe orfan și pe vădură. Dar nu spargă calea celor lei. Domnul împărățește în veci. Dumnezeu consumare rămâne din veac în veac. Lăutați pe Domnul. Iată care este îndemnul psalmistului. Și aici nu este vorba de a lăuda pe cineva, pe Domnul. Spune, lăudați pe Domnul. Laudă suflete pe Domnul. Voi lăuda pe Domnul cât voi trăi. Voi lăuda pe Dumnezeu meu cât voi fi. Deci, iată. Până la plecarea de pe pământul acesta, voi lăuda pe Domnul. Și dacă mergem în Apocalipsa, Apocalipsa, capitolul 5, cu versetul 13, hai să dăm citire, să vedeți că și în veșnicie este laudă la adresa Domnului. Apocalipsa, capitolul 5, cu versetul 13. A celui ce șoară de scaunul de domnie și a miatului să fie lauda, cinstea, slava, stăpânirea în vecii vecilor. Iată. Este laudă și în cer. Și dacă suntem la veșnicie, lauda pe Domnul și putem să ne socotim binecuvântați, dar să nu ne mântuim și să ne zbărim, pentru că Dumnezeu mi s-a făcut cunoscut fiecare din noi și ne-a făcut cunoscut planul Său de mântuire, care ne l-a dat prin Domnul Iisus Hristos, care izbăvește de o sânda, de unia viitoare a lui Dumnezeu. Și slavă Domnului că ne-a pus pe inimă să credem în viața veșnică. Și să credem că toate promisiunile care ne-a dat Domnul Iisus și care se vor împlini, așa cum vechi profeții, prorocii Vechiului Testament, vesteau vestirea Domnului și el a venit la Isaia, dar se nu a cunoscut o parte l-a cunoscut. Așa și pentru noi. Noi să-i mulțumim pentru că și să lăudăm că, de fapt, prin
tot ce a făcut El, suntem noi. Nu prin ceea ce facem noi, prin ceea ce a făcut El pentru noi. După examenul cum spune, zice, nu vă încredeți în ceva, în fiii oamenilor în care nu este ajutor. Deci, vedeți, încrederea este tot în Domnul. În Proverbe, capitolul 16, versetul 20, zice, fericiți sunt cei ce se încred în Domnul. Deci, tot în Domnul este încrederea, nu în ceva. Da, ca și copiii lui Dumnezeu, noi trebuie să cinstim pe tot oamenii, să respectăm. Așa cum spune în 1 Petru, capitolul 2, versetul 17, nu neapărat trebuie să vă părinte, să vă spun. Cinstiți pe tot oamenii, este un lucru. Cinstiți pe tot oamenii, nu trebuie să-i ignorăm. Ci să-i cinstim. Și în același timp să avem dragoste pentru ei, ca și ei să fie mântuiți. Știți, acum, vă spun părerea mea personală și cred că fiecare ați experimentat părerea asta personală. Știi, cinstirea omul de vânul și îl respinge firea noastră pământească, așa face o repulsie față de respectivul. Vedeți firea cât de... Dar nu. Nu. Nu trebuie să fie repulsie, pentru că, de fapt, Dumnezeu face lucrarea. Nu noi. Și noi doar spunem. Putem face noi să plouăm? Nu putem face să plouăm. Putem să mulțumim. Sau să ne rugăm să plouăm. Dar noi face să plouăm. Așa și cum îl Dumnezeu. El face să crească. Și noi să fim fericiți pentru că ne credem în Domnul, că El face să crească cuvântul Lui, care îți spune și altul. Mai devreme sau mai târziu. Asta nu e treaba noastră. Noi să facem în ceea ce depinde de noi și să-i mulțumim lucrul acesta că ne-a scos din întuneric la lumină. Prin sângele Domnului Iisus, nu prin altceva. Pentru noi sângele Domnului Iisus are valoare. Apoi, spune că suflarea lor trece, se întorcă pe lume. Și în aceeași zile trece și planurile. Vedeți, orice om, cât de mare ar fi. Cât de mare ar fi. Soarta lui este percepuită. Dar spune ferice de cine are ca ajutor pe Domnul Domnului Iacob. Și acesta este și Dumnezeul nostru, care ne-a răscumpărat. A plătit prețul răscumpărării noastre. Și spune de la cerurile și pământul. Marea și Părintele este ea. Psalmistul acum spune tot ce a făcut Dumnezeu. A făcut cerurile și pământul. Marea și tot ce este ea. El ține credincioșia în veci. Tot ce a promis de la facerea lumii, măcar că la un moment dat i-a părut rău, că l-a creat pe om, putem citi la părut facere, dar Dumnezeu, dragostea lui, a trecut un plan. Încă de la început. Și după câteva mii de ani, planul a fost pus la îndeplinire, prin venirea în persoana Domnului Iisus. Ca El să fie Mielul lui Dumnezeu, care ridică păcatul lumii, păcatul meu și păcatul dumneavoastră. El face dreptate celor asupriți, dă pâine celor frumânți. Știți? Întotdeauna când avem acum, nu știu la orașul dumneavoastră, dar și la orașul copilului, dar liniștiți, că oamenii erau aceeași. Ori la satul ăla, știi, ori de câte ori se riscă câte o înțelegere în regulile agricole, totdeauna pe mine gândul mă duce la ceea ce spune Domnul Iisus cu pilda judecătorului de drept. Noi nu trebuie să ne portăm singuri dreptate. Doar să aducem la cunoștința lui Dumnezeu de dreptatea care ne se face. Și așa cum spune Domnul Iisus în Luca, zice, și Dumnezeu ne va face dreptate. Aleșilor Lui, care strigă zi și noapte către El, măcar că zăbovește față de ei. De ce zăbovește? Că a fost întrebarea așa. Pentru că dorește ca și vrăjmașii să fie mântuiți, să vină la cunoștința adevărului Lui. Și vedeți prin atitudinea noastră că nu ne răzbătim, există momente de cercetare, poate în inima lor. Că vede că nu ne luptăm. Pentru că oricum noi știm că vom moșteni Pământul. Ei se luptă prin puterile lor să moștenească Pământul și nu moștenim niciodată. Vedeți?
Dar Dumnezeu ne va promis nouă, că vom moșteni împreună cu Domnul Iisus. Nu există altă cale. Doar prin Iisus Hristos, tot pentru toți și pentru tot ce e complet în El. Apoi zice, Domnul izbăvește pe prinși de război. Știți? Noi nu suntem într-un război momentan fizic, dar suntem într-un război spiritual. Și să știți că de multe ori războiul spiritual este mult mai greu decât un război fizic. Nu știu, așa știți, când avem o luptă interioară, spirituală, inclusiv corpul nostru este mai obosit decât la o muncă fizică. Pentru că după munca fizică te poți odihni trupește, prin somn. Dar după un război așa spiritual, o frământare, și când te trezești, ești tot obosit. Ești tot obosit. Deci, Domnul izbăvește. Și noi avem posibilitate să aducem înaintea lui acest război, care să ne susțină să putem face față, să nu cădem, să nu cădem. Acum să nu te imaginăm că nu ne un poți cu un pom și cu legea și cădem. Nu, să nu cădem din credință. Pentru că la ora actuală, atât în scripturile de încurcate, știți? De, dacă nu cunoaștem bine Scriptura, putem să fim rătăciți foarte, foarte, foarte ușor. Foarte, foarte ușor. Pe când în momentul când cunoaștem Scriptura, automat, deja vezi imediat unde se strecoare o învățătură greșită. O învățătură greșită. După aceea zice, Domnul deschide ochii mărilor. Fiecare domnul la timpul potrivit putem spune că am fost ori. Fie că am furat 14 ani, fie că am furat 30 de ani, la 40, la 50, la 60, am fost ori. Dar Domnul ne-a deschis ochii. Am fost ori din punct de vedere Domnului Ces. Putem să recunoaștem și să-i mulțumim. Pentru că El ne-a deschis ochii ca să vedem. Că de fapt unde suntem și care este starea noastră. Știți, majoritatea de noi care auziți că făcând ceva, putem să fim mântuiți. Care este fals. Nu. Noi suntem mântuiți prin ceea ce a făcut Dumnezeu pentru noi, prin Domnul Iisus. Să-i mulțumim pentru lucrul acesta. Apoi zice, Domnul iubește pe cei neprihăniți. Și aici, aici nu este vorba de neprihănirea noastră, așa cum spune Pavel în Romani, capitolul 3, cu 22. Spune, neprihănirea dată de Dumnezeu, care vine prin credința în Iisus Hristos. Pentru toți și pentru toți cei ce cred în El. Nu este nicio deosebire, că toți au păcătuit. Acolo era vorba de evrei și de neamuri. Toți au păcătuit. Nu există nicio deosebire. Dar iată, iubește pentru că am crezut în lucrarea care a făcut-o El pentru întreaga omenire. Nu este datorită faptelor noastre, ci datorită Harului Său. Și mulțumim pentru că încă este Har. Pentru că avem pe cei dragi noștri care încă nu sunt întoarși la Domnul. Și Domnul are încă lungă răbdare. Chiar dacă nu va avea răbdare. El are încă lungă răbdare. Datorită faptului că El nu este om. Este Dumnezeu din veșnicie. Domnul o plătește pe străin, sprijinește pe orfan și pe vârfă, dar răstoarnă calea celor răi. Vedeți? Sprijinește pe orfan. Atâți copii care rămân orfani, fie de mamă, fie de tată. Dar cei care cunosc pe Domnul sunt sprijiniți. Și dacă nu cunosc, toți sunt sprijiniți. Vin o zi când au posibilitatea să-L cunoască. Să se întoarcă la Dumnezeu. Și vezi, El îi sprijinește, nu ține cont. Nu ține cont de întreprirea lor, dar îi sprijinește. Dar răstoarnă calea celor răi. Acum, știți, răutatea asta, de fapt, pentru mine, nu e o răutate fizică. O răutate de a duce lumea în rătăcire. Să nu se întoarcă la Dumnezeu care a mântuit lumea prin planul Său. Vedeți? Că, de fapt, în spatele acestei lucrări stă cel rău. Ca să răzvrătească planul lui Dumnezeu. Domnul împărățește în veci. Dumnezeu vreți și oameni rămâne din viață în viață. Lăutați pe Domnul. În Evanghelia lui Ioan, Domnul Iisus stătea în fața lui Pilat și a spus că El este împărat. Și măcar că și Pilat a spus, ești un împărat în Iudeilor? Și în semnarea pe cruce a scris-o. N-a scris că eu sunt, ceea ce voia preot. Nu, a scris.
Iisus Hristos, împăratul iudeilor, preoții nu au fost de fapt cu chestia asta. Dar atunci activat a spus ce am scris, am scris, cu o atitudine. Vedeți, El împărățește în drept. Dumnezeu într-o simoane a fost în viață în viață. Și întâlnul s-a luat și este lăudați pe Domnul. Și așa cum în Evrei, capitolul 13, deci să aducem laudele noastre cu bucurile noastre. Și nu numai azi, ci tot timpul. Și prin viața noastră, prin o viață trăită, și oamenii care ne înconjoară, văd lucrul acesta. Nu trebuie să le spun prea multe. Nu trebuie să le spun prea multe. Că dacă le spunem ce ce spune, încercați. Știu. Vedeți? Dar chiar ceea ce știe, într-o zi vor fi la răspundere, că au știut. Și nu este suficient să știi, să faci un pas mai departe, să și crezi și să aplici. Deci, așa că, haideți, întrebați de Cuvântul lui Dumnezeu și de Psalmist, așa cum spune, voi lăuda pe Domnul, cât voi trăi, voi lăuda pe Dumnezeu meu, cât voi fi, cât voi fi pe Pământul acesta. Pentru că, așa cum spune Psalmul 115, nu morți la urmă pe Domnul. Și noi cei vii, noi cei vii, măcar că și după moarte suntem vii. Dar Roman, capitolul 8, spune că Domnul nostru este viu din pricina reprimirii. Tot o reprimire pe care Dumnezeu vă dă, doar noastră. Este vii. Dar atunci este cu totul altceva. Deci este o închinare nevăzută. Dar acum este o închinare văzută. Și să ne întoarcem la Evanghelia lui Ioan, Dumnezeu dorește Închinător adevărat. Dorește Închinător adevărat. Domnul să ne recuperează, să ne dăm rugăciune și har, să vă dăm în toate împrejurările vieții noastre. Amin. Amin. Haideți să aducem și noi laudele noastre la adresa lui Dumnezeu cu rugăciunile noastre și să ne ridicăm și vă facem ca acesta de la Bucurmatea. Fraților, vă Domnule Tatăl Primarul, și măcarea ca din orice de la Domnului Conține, și avem la Bătate ca să răudăm pentru că nu este recunoștință. Avem la Bătate mă trecea să vă mulțumim că nu suntem niște oameni oarecare, suntem copii de Dumnezeu, să cumpărați pe jefa de la Turce. Mulțumim pentru acest an de veritat, pe jefa de la Turce, și mulțumim la dată pe toate de lucrări care tu ne faci parte fiecare zi. Te răudăm și ne chem înaintea ta, numele Domnului Iisus Hristos. Amin. Amin. Îți mulțumim, Doamne Tată Cereșii, pentru cuvântul pe care l-ai avut în această dimineață pentru noi și, într-adevăr, Doamne, meriți să te lăudăm și să te onorăm că tu ești singurul care meriți. Îți mulțumim că ți-ai arătat dragostea față de noi prin faptul că l-ai dat pe Domnul Iisus Hristos la crucea de la Golgota și astfel sângele Lui ne-a curățit de orice fără de lege și ne-a făcut fii de Dumnezeu. Îți mulțumim, Doamne Tată Cereș, că și în săptămâna care a trecut, Tu ne-ai ținut pe brațul Tău. Îți mulțumim că ai fost acela care ne-ai ocrotit și ne-ai călăuzit pe drumurile noastre și în alergarea noastră. Și îți mulțumim, Doamne Tată Ceresc, pentru biserica pe care ne-ai dat-o aici în Tămaciu. Îți mulțumim pentru fiecare frate și soră pe care ne-ai dat-o în Domnul nostru Iisus Hristos. Te lăudăm și te onorăm în numele Domnului Iisus. Amin. 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 Te Ceresc, pentru că din mea pe Dumnezeu ta, îți mulțumesc, Doamne, că Tu ne-ai călăuzit, Doamne, și am ajuns cu bine în casa Ta, Doamne, că ne-am putut întâlni cu toți, Doamne, să fie cuvântul Tău. Deci, în timp, Doamne, că Tu ai dat singurul Tău fiul la cruce, Doamne, pentru noi, niște păcătoși. Doamne, îți mulțumesc pentru fiecare binecuvântare care Tu ne dai, moment după moment, Doamne, îți pierzi de prosperea, că Tu ești cu noi. Și îți mulțumesc pentru tot ce este a Amin. Amin. Dar nu așa am fi tot așa, că mă doar cu Doamne, ne-ai învedicat astea săptămână în care am putut să vin la casă, Doamne, să ascultăm cuvântul Tău, deci mai multă cu și trebuie și tu mai fel de oferi de mari în care noi oamenii ne putem întoarce la tine, dar sunt înțelepci. Și să-i dau Dumnezeu. Amin. Amin. Doamne Dumnezeule și Sfântul să mulțumesc că Doamne și Sfântul Chine, Doamne. Bună, Doamne, pentru faptul că încă o dată ești la viață cu Sfântul noastră, Doamne, care te-ai îngrijit de noi, de nevoile noastre, Doamne, ai fost alături de noi, Doamne. Mulțumim, Doamne, că ai fost prezent în lucrurile noastre și că ești prezent în continuare, Doamne. Mulțumim pentru hrana spirituală pe care ne-ai dat-o, pe care
îndrăgată, Doamne, intervenați bine ziua de astăzi, Doamne, intervenați și alătă de noi în continuare și îți mulțumim pentru tot ceea ce faci pentru noi. În numele Domnului și mai doar. Amin. Amin. Mă tocarești în cer, mulțumim, Doamne, pentru că am putut veni în casă ta, Doamne, și că am putut învăța ceva de cuvântul tău, Doamne, și să auzim, Doamne, și zic, Doamne, Doamne, și în continuare, Doamne, să nu așa cum vrei tu, Doamne, și îți mulțumesc, Doamne, că ne-am putut trezi la o nouă zi, Doamne, de viețile noastre, Doamne, și că am încă 9 săptămâni, Doamne, a fost cu noi, Doamne, și că ne țin că vreau să te oprezi, Doamne, și îți mulțumesc, Doamne, pentru toate. În numele Domnului Iisus, Amin. Amin. Și se cade, Tatăl nostru, toată mulțumirea și recunoștința noastră pentru felul în care Tu te-ai pogorât față de noi și în dragostea Ta, deși e Stăpânul Universului, ne-a dăruit o mare mântuire prin Domnul Iisus, care pe crucea de la Golgota a plătit cu prețul vieții sale pentru iertarea noastră. Mulțumim pentru că ești susținătorul vieții noastre, că ești acela care ne porți în viață zi cu zi și prin toate împrejurările vieții, mai bune sau mai rele, Tu ești acela care ne însoțești și ne încurajezi, ne susții, ne ocrotești și ne călăuzești și mulțumim pentru tot ceea ce ai pregătit în viitor pentru noi, o mare moștenire nebănuită de noi, dar îți mulțumim că Tu ești acela care ești plin de dragoste față de ființa umană. Și în această dimineață suntem împreună ca să ne unim glasul în mulțumire la adresa Ta. Lăudați și binecuvântați să fie numele Tău în veci, în numele Domnului Iisus Hristos. Amin. 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 În numele Domnului nostru Iisus Hristos. Amin. Amin. Doamne, Tată, ce
cerem Domnului Iisus Hristos și așa să-ți mulțumesc pentru atâtea motivații la de care te-am adus înainte de acasă și mulțumire, îți mulțumesc că te-ai copleșit bunătatea ta și așa să fie iată la urmă, să-ți mulțumesc pentru toată vieții noastre la urmă și Dumnezeu care a arătat atâta îndurare, atâta milă, atâta dureșită în față de noi, Doamne. Să-ți mulțumesc că suntem special în ochii tăi la urmă și că ești special în ochii noștri. Că, Doamne, să-ți mulțumim că ești atât de îndurat. Primul pentru Domnul Iisus Hristos, pentru mântuire, Doamne, pentru pacea și lumina pe care am obținut-o în numele Domnului Iisus. Amin. Amin. Domnule. Tatăl nostru care ești în cerul vin și o să mai fiu să-ți mulțumesc, să te lau, să te sfânt, de dragostea ta, bunătatea ta care se mărișa în spațiu de noi. Mulțumim pentru grija ce ne-ai purtat, ocrotirea care ne-ai făcut, o mulțumim pentru tot ceea ce ne-ai dat și tot ceea ce ne-ai luat. Mulțumim că ne-ai luat povară prea și adusă în locul nostru, Domnul nostru, și mulțumim că ne-ai salvat de la pierea veșnică, mulțumim că este ca noastră, ești la dreptea și adăpostul nostru, mulțumim că ne-au putești mai departe și pe noi și țara asta, Doamne, pe câte se aude și se vede, Doamne, cercetează cu țara, cercetează multe suflete și astăzi care au cuvântul Tău, Doamne, lucrează de cât de Duhul Sfânt și nu-i lăsa, Doamne, privarea Ta, chiar pe cei dragi ai noștri care ți-i aducem o fiecare și ta bine. Te răutăm, Doamne, să Tău ai toată puterea cer și pe pământ și mulțumim că Tu te îndurne și ne deșelești pe cine vrei și îți aducem laudă, mulțumire și închinare pentru că ne-ai ales. Să fii și binecuvântat, să fii veșnic de Tatăl, Thank you.
pentru dimineața de rugăciune pentru Dumnezeu. Fie Dumnezeu mare, Dumnezeu bun. Fie ce Dumnezeu vin să decorat, care îi crea tot ce se regăși, tot ce se vede. Să mulțumim, Tatăl Ceresc, pentru mai multe mulțumire, Tatăl Ceresc, pentru niște păcători ca noi. Și pentru Dumnezeu la vârstă și prin Domnul Iisus, care și-a dat viața de Dumnezeu, ca nu s-a de viață. Să mulțumim că suntem pocheți, cumpărați și mântuiți. Și să mulțumim, Tatăl Ceresc, pentru că ai fost în lădejde, când s-o zic că vom vedea în slavă. Să mulțumim pentru că e persoan nostru, sprijinul nostru. Deci călăută voastră în fiecare zi. Să mulțumim pentru că ne încolzor în fiecare zi cu bunătate și dragoste. De care ai fost genea, cred de voi, Doamne, e mulțumim pentru cuvântul Tău, pentru partea Ta, mulțumim pentru tot ce ai făcut și față pentru noi în continuare. De aceea, când mulțumim, te rugăm și te binecuvântăm pentru toate lucrurile, nu te răspunzi și viața Lui Dumnezeu. Amin. Amin. Tatăl nostru care ești în cerul, care te mântuiți, aduce slavă și mare pentru toate lucrurile care ai primit. Îți mulțumim pentru dragostea Ta cea mare, pentru rugarea care a dat toate sufletele noastre, și ai venit pe Domnul Dumnezeu să moară pentru păcatele noastre. Îți mulțumim că fiecare suntem salvați, să ne mântuiți și te ținem Domnul Dumnezeu să ne împărăți de orice păcat. Îți mulțumim că tu ești tot ce ai făcut nostru în orice vreme, în orice timp, în orice clipă. Mulțumim că putem încrede de frică, pentru că Dumnezeu așa ta ține vești. Și mulțumim că tu ești Dumnezeu care se schimbă, tu ești același mie, azi și vești, și tot ce ai promis pe Iisus la sfârșit. Îți mulțumim, Doamne, că ai de lungă răbdare pentru cei care sunt pe front. Și pe lucra mai bine, Doamne, ca tot anul, tot anul, Doamne, să vii la tine, ca să fie salvați. Tu le cunoști și ale tine, nu? Amin. Și momente la ordine această dimineață, Tată Bun, pentru cuvântul Tău minunat și plin de putere care și în această dimineață ne vorbim. Și îți mulțumim că ești un Tată plin de dragoste, plin de bunătate, plin de milă, plin de îndurare. Și îți mulțumim de Tatăl Domnului Iisus, care l-a la cruce pentru noi, ca noi să fim salvați, ca și în mântuim să avem viață în Domnul Tine. Îți mulțumim că ești cu noi și îți mulțumim că nimic și nimic din mâna Ta nu ne va pune linia. Îți mulțumim de încrederea care ai pus-o în noi și îți mulțumim de credința care ai pus-o în Domnul. Și îți mulțumim de toată lucrarea minunată care ai făcut-o, să o faci în continuare. Îți mulțumim și pentru corul lucrătorii care au plecat să facă lucrare în numele Tău. Te rog să-i bine plinteți pe fiecare parte. Și pe noi ajută-ne să fim niște copii adevărat, să te slujim și să te urmăm câte zile vom trăi pe acest pământ. Fii binecuvântat în numele Domnului nostru Iisus Hristos și prin Duhul Sfânt.
În momentele următoare care ne stau înainte de vom apropia de masa de aducere aminte, de după ne va sluji fratele Claudiu, pentru că Domnul se ia multe putere. Dar înainte de a face lucrul acesta, vom mai cânta cu o cântare spre slava Domnului. La Pilat.
În ziua aceea, Irod și Pilat s-au împrietenit unul cu altul, căci erau învrăjbiți între ei mai înainte. Pilat a zis pe preoți ce mai de seamă, pe curtași și pe norod, și le-a zis: mi-ați adus înainte pe omul acesta, ca pe omul care a țâță norodul la răscoală. Și iată că după ce l-am cercetat cu deamănuntul înaintea voastră, nu l-am găsit vinovat de niciun din lucrurile pe care am văzut. Nici Irod nu a găsit nicio vină, căci l-a trimis înapoi. Și iată că omul acesta n-a făcut nimic vrednic de moarte. Eu, deci, după ce voi pune sălbată, îi voi da drumul. La fiecare praznic al Paștilor, Pilar trebuia să le sloboadă un încremințat. Ei au strigat cu toți într-un glas: la moarte cu omul acesta și sloboadele pe Baraba. Baraba fusese aruncat în temniță pentru o răscoală care avusese loc în cetate și pentru un omor. Pilar a vorbit din nou, cu gând să dea drumul lui Iisus. Dar ei au strigat: răstignește-l! Răstignește-l! Pilat i-a zis pentru a treia oară: dar ce eu am făcut? Eu n-am găsit niciun bine de moarte în el. Așa că după ce voi pune să-l bată, îi voi da drumul. Dar ei strigau în gura mare și cerau de zor să fie răstignit. Și strigătele lor și ale preoților ce mai de seamă au biruit. Pilat a hotărât să li se împlinească cererea. I-a sămuzit pe cel ce fusese aruncat în temniță pentru răspală și omor și pe care îl cereau ei. Iar pe Iisus l-a dat mâine lor ca să-și facă voia cu el. Pe când îl duceau să-l răstignească, au pus mâna pe la lume Simon din Cirena, care se întorcea de la cum și au pus crucea în spinare ca să ducă după Iisus. În urma lui Iisus mergea o mare mulțime de noroc și femei care se voceau își băteau pieptul și se tânduiau după el. Iisus a întors pe el și a zis: fiice ale Ierusalimului, nu mă plângeți pe mine, ci plângeți-vă pe voi înșivă și pe copiii voștri. Că cealaltă vor veni zilele când se va zice: ferice de cele sterpe, ferice de pânte cele care n-au născut și de sele care n-au arătat. Atunci vor începe să zică mulților că despre noi și dealurilor acoperiți-ne. Căci dacă se fac aceste lucruri copacului verde, ce se va face celui stat? Împreună cu el duceau și pe vârfăcători de lemn, care trebuiau omorâți împreună cu Iisus. Când au ajuns la locul numit pe Pățâna, l-au răstignit acolo. Pe el și pe vârfăcătorii de rele, unul la dreapta și altul la stânga. Iisus zicea: Tată, iartă-i că nu știu ce fac. Ei și-au împărțit hainele lui între ei, trecând la sorț. Norocul stătea acolo și privea. Fruntașii își băteau joc de Iisus și ziceau: pe alții i-am mântuit să se mântuiască pe sine însuși, dacă este El, Hristosul, alesul lui Dumnezeu. Ostașii de asemenea își băteau joc de El. Se apropiau, îi dădeau un fel și ziceau: dacă ești împăratul ideilor, mântuiește pe tine însuți. Deasupra lui era scris cu scopuri grecești, latine și evreiești: acesta este împăratul ideilor. Unul din tâlharii răstigniți îl va jucura și zicea: nu ești Hristosul? Mântuiește pe tine însuți și mântuiește-ne și pe noi. Dar celălalt a înfruntat și a zis: nu te temi de Dumnezeu, tu care ești sub această sândă. Pentru noi este drept că-și primim răsplata cuvenită pentru părădelege noastre. Dar omul acesta nu a făcut niciun rău. Și a zis lui Iisus: Doamne, adu-ți aminte de mine cum vei veni în părăția ta. Iisus a răspuns: adevărat îți spun că astăzi vei fi cu mine în rai. Era cam pe la ceasul la șaselea și s-a făcut întuneric peste toată țara până la ceasul la nouălea. Soarele s-a întunecat și cădeau de locul templului s-a rupt prin mijloc. Iisus a strigat cu glas tare: Tată, în mâinile tale îmi credințez Duhul. Și când a zis aceste vorbe și-a dat Duhul. Sutașul când a văzut ce se întâmplase, a sărit pe Dumnezeu și a zis: cu adevărat, omul acesta era neprihănit. Și tot norocul care venise la privește acela, când a văzut cele întâmplase, s-a întors, văzându-te în piept. Toți cunoscuții lui Iisus și femeile care au însoțise din Galileea, stăteau deoparte și se uitau la cele ce se petreceau. Amin. Amin. Dragi mei frați și surori, iată-ne din nou, stăm în părtășire, această masă ne aduce la minte. Această masă în care ne amintim de ceea ce a făcut Domnul Iisus Hristos.
Dar ne dorim ca în această dimineață, la această masă de aduce aminte, această vestire a Sufletului Iisus Hristos, să nu o facem într-un mod de obișnuință, să nu o facem într-un mod formal, ca și cum o facem în fiecare duminică dimineață și așa facem noi de obicei, ci să o facem pentru că aceasta este voia lui Dumnezeu. Dacă ne gândim la Domnul Iisus Hristos, El a venit pe acest pământ tocmai de aceea, ca în toate lucrurile să facă voia lui Dumnezeu. S-a născut între iesle, a trăit printre oameni, a fost ispitit și cu toate acestea a făcut doar voia lui Dumnezeu. Și am citit acest text lung, care îndrăgește că Cuvântul Dumnezeu este mult mai de preț decât vorbele noastre. Noi care suntem niște slujitori, niște robei Domnului. Și mă gândesc la acest lucru. Domnul nostru Iisus Hristos este dus înaintea lui Pilat. Pilat îl cercetează cu deamănuntul ce spune Cuvântul Dumnezeu. Nu găsesc nicio bine în el. Apoi, Pilat, un Herod, s-a aflat în mecanizarea acelea, îl trimite și la Herod. Irod și el îl cercetează, îl bate joc de el, îl ia cu dispreț, așa cum spune versetul 11, o să lași în bajul de el. Dar după aceste lucruri, îl trimite înapoi. Pentru că nu găsă niciun bine în el. Mai departe, Pilat, a treia oară spune, nu găsă niciun bine în el, în fața Domnului. Doi oameni mari, fruntași ai romanilor, îl cercetează când amântul Domnul Iisus și nu găsește nicio bine în el. În altă parte, ne se spune că și soția lui Pilat spune, să ai mirea face cu părintele acesta. Un om e prigănit. Și cu toate acestea, în fața presiunii, în fața mulțimii, el cedează și dă pe Domnul Iisus să moară la moarte. În nostru Iisus Hristos, care n-a avut niciun păcat, care nu a luat niciun vitreșor, a fost trimis la moarte. A venit pe acest pământ și apoi a murit. De ce a murit? Păi știm cu toții. El n-a avut niciun păcat, dar s-a făcut păcat pentru noi. Din picina păcatului care era peste noi, cu care noi ne împărăceam păcatele noastre, a venit ca să facă lucrarea salvatoare. A venit ca să ne mântuiască, să ne salveze din păcat. Și mă gândesc la acest lucru. Domnul nostru Iisus Hristos n-a deschis gura de loc. Asta nu. Dar la glasul Domnului s-a făcut pământul. La glasul Domnului Iisus Hristos furtuna asta. La glasul Domnului Lazar a înviat. Multe s-au făcut la glasul Domnului. Și nu putea doar să deschide gura. Și se putea întâmpla multe. Dar n-a făcut. Legiuni de îngeri putea să nu stea multe și să facă mâna rezultate tale. Dar aceasta a fost scopul lui Iisus Hristos. În toate să facă voia lui Dumnezeu, să ne salveze. Dacă Domnul Iisus Hristos deschidea gura atunci, poate nu știa pe toți. Dar noi ați cum era în viață. Lucrarea salvatoare a fost ca ei să vină pe acest pământ și să moară pentru păcatele noastre. Domnul Iisus Hristos, așa cum a citit, a fost chinuit, a fost biciuit, a fost bajocorit. Dar toate a făcut din dragoste. Din dragoste pentru noi. Dacă ne gândim acolo sub la golul de la cruce, trei oameni a terminat pe cruce. Și unul dintre ei era Domnul Iisus Hristos, a terminat în mijloc. Doi tâlhari erau Domnul Iisus Hristos, unul la stânga, și altul la dreapta. Mulțimi de oameni adunați acolo să se întâmplă. Ostașii erau și împăzeau. Conducătorii mai mari preoți erau acolo să se asigure că Domnul Iisus Hristos va muri. Diferite grupuri de oameni cu diferite reacții. Unii se bucurau, erau fericiți să vadă Domnul Iisus Hristos mare. Alții poate erau întristați să vadă că este acolo. La unii nici nu le păsa, alții îl bajocorau, ostașii stăteau jos la picioare și jucau zarul pentru haina Domnului Iisus Hristos. Fără să le pește ce se întâmplă acolo.
uitați acest Dumnezeu Hristos, El Creator, a dus lucrarea de mântuire până la capăt, ca să ne salveze. Avem un Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos, care ne-a iubit și încă ne iubește. Și El a murit. El este minunat, El a și în viața treze. Și acum este studia de-a Tatălui și mijlocește pentru noi. Chiar dacă a murit, El este viu. Deja noastră este vie. În această dimineață, avem poate aceste două simboluri. Pâinea și vinul. Și vom frânge. Vom frânge această pâine în amintirea Duhului Sfânt. Vom împărți din nou în acesta dintre noi, ca să ne întâlnim legământul ce l-a făcut în sânge Domnul Iisus Hristos. Toate acestea pentru El de iubire. Hai să ne gândim un pic și la cel verset în 1 Corinteni, capitolul 11, versetul 28. Fiecare să se cerceteze dacă pe sine însuși și așa să mulțumim pe aceasta și așa să vedem pe aceasta. Și venind cu acest verset, mă gândesc la Iuda. Iuda l-a vândut cu Domnul Iisus Hristos, în 30 agenți. Apoi s-a spăzurat. Iuda l-a văzut pe Domnul Iisus Hristos. Noi să vină pe Domnul Iisus Hristos fizic, nu putem, că noi să vină noi. Dar oare noi, această comună, n-am fost? Domnul nu l-a poate. Nu se să vină pe Domnul Iisus Hristos pentru niște bani. Dar poate în relația asta cu colegii. Poate ne-am rușinat poate de Domnul Iisus. Poate ai să nu-L cunoaște, am n-am recunoscut amintea lucrurilor. Oare nu această mână? Poate n-am făcut un vânzător și nu. Fiecare să se citeze dacă sunt însuși. Și așa se poate această masă. Să ne cercetăm cum am trăit această săptămână. Dacă viața noastră mergem într-o păcate, nemărturisite, ascunse, lucruri, care nu sunt rânduite și nu sunt confruntate cu Cuvântul lui Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos nu este proce în care vine de aia și își cere tare. Și iată. Dar noi trebuie să facem acest lucru. Spune versetul 21, capitolul 22, versetul 19. Apoi a luat o pâine și după ce a mulțumit Dumnezeu a frânt-o și a zis, iată zicând, acesta este trupul meu care se duce pentru voi. Să faceți aceasta spre pomenirea mea. Tot astfel, după ce a mâncat-o la pahar și a dat zicând, acest pahar este Dumnezeu cel nou, făcut pe Dumnezeu meu, care se varsă pentru voi. Amin. Amin. Avem poate, așa cum am zis, această pâine care simbolizează că Dumnezeu este Iisus Hristos până la cer. De multe ori, poate cu mintea noastră, nu putem percepe așa de mult, cât de mult a plătimit El. Cu toate că citim Isaia 53, unde ne spune așa de desnușit și așa de clar, cum era despreptuit și părăsit de oameni, om al durerii, și cu toate acestea poate nu fi ce pentru totalitate. Hai să ne gândim cu ochii minții și să privim la acea știință de la cruce. El, Creatorul, s-a lăsat tumbări de creație. Și-a dat trupul ca să fie frânt, ca noi să avem salvare, răscumpărare și viață veșnică. El, care la nasul lui s-a făcut atâtea, a stat mult ca un miel și n-a deschis gura. Iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lui. Domnul Iisus Hristos a venit ca un miel ca să ridice păcatul lui să ne răspundă. Și această dimineață vrem să punem această pâine în amintirea Duhului Sfânt al Domnului Iisus Hristos. Și vă îndemn și vă invit să ne uităm picioare să mulțumim pentru această pâine. Trebuie să vină la Tatăl nostru și nu putem crede să-L mulțumim și să-L fim recunoscători pentru că Domnul Iisus Hristos a fost gata să lasă slava, să se vede pe aceste muncă, să rămoare pentru noi. Mulțumim, Doamne Tată, pentru această lucrare minunată, pentru acest har nemeritat. Mulțumim că s-a lăsat trupul său să fie frânt la cruce, pentru ca noi să fie răscumpărați în viața veșnică. Mulțumim că El a fost gata să ia păcatele noastre asupra Lui, ca să ne răscumpere. Și mulțumim, Doamne Tată, pentru această pâine care s-a împărțit dintre noi. Pentru că, Doamne Tată, ca tuturor binecuvinte și pe vântul tuturor binecuvintele noastre. Și noi mulțumim, numai Domnul Iisus Hristos. Amin. Amin. Plângem această pâine, în amintirea Duhului Sfânt al Domnului Iisus Hristos, care s-a lăsat frânt la cruce pe Tatăl nostru. Tot aceia care iau parte, îi vreau să rămâne în picioare,
Și această masă pot să aflacă toți aceia care au crezut și s-au crezut în jertfa de la cruce, în jertfa Domnului Iisus Hristos. Tot aceia care au mărturisit că iubesc și că urmează Domnul Iisus Hristos, în fața marcă văzut și nevăzuți în apa Mântuirii Domnului. Tot aceia care trăiesc într-o bună cumere cu cei din societate, o viață bună cu frați, cu surori și trăiesc conform cu Marea Lui Dumnezeu. Haideți să ne ridicăm, să rugăm pentru acest vin ca să împărțim pe noi. Doamne, Tată Ceresc, în această dimineață și în aceste momente ne aducem aminte de șerfa Ta pe care ai dat-o în scopul de a ne mântui și îți mulțumim pentru că Domnul nostru Iisus Hristos a acceptat crucea locul nostru și îți mulțumim că atunci când cuiele străpungeau trupul Domnului nostru Iisus Hristos și sângele a început să curgă, nu te-ai gândit decât la dragostea pe care ai avut-o față de noi. Îți mulțumim, Doamne, Tată Ceresc, pentru acest vin care ne stă înainte, simbol al sângelui Tău. Te rugăm, Doamne, ca să sfințești viețile noastre și să nu uităm niciodată de prețul nespus pe care l-ai plătit pentru răscumpărarea noastră. Trebuie să binecuvintezi pe fiecare frate și soră care va lua parte la masa Domnului și va lua parte din acest vin. Și ajută-ne, Doamne, ca trăirea noastră pe acest pământ până va veni Tu să fie spre slava numele Tău. Și îți mulțumim de promisiunea pe care ne-ai dăruit-o că vei veni și vă sărbători din nou împreună cu Tine în Împărăția Domnului nostru. Îți mulțumim pentru toate numele Domnului Iisus. Amin. Amin.
mulțumim Domnului că ne-a binecuvântat aici. În timpul care ne stă înainte, vom asculta din partea Domnului, pe fratele Dan, pentru că Domnul Sfântul a multă putere. Înainte de a face lucrul acesta, haideți să ne trebăm cu o cântare spre Sfântul Domnului. Suntem împreună și, la slavă Domnului, haideți să ne bucurăm împreună de cuvântul Său.
Evanghelia după Marcu, capitolul 4, de la versetul 1. Iisus a început iarăși să învețe pe noroc lângă mare. Și că se adunase foarte mult noroc la el, s-a suit și a trecut într-o corabie pe mare. Iar tot norocul stătea pe țărm lângă mare. Apoi a început să învețe multe lucruri simple. Și învățătura pe care le dădea le spunea: ascultați! Iată semănătorul a ieșit să seamene. Pe când semăna, o parte din sământ a căzut lângă drum, au venit păsările și au mâncat-o. O altă parte a căzut pe un loc stâncos, unde n-avea mult pământ. A răsărit îndată, pentru că n-avea de un pământ adânc. Dar când a răsărit soarele, s-a pălit și pentru că n-avea rădăcină, s-a mâncat. O altă parte a căzut între spini. Spinii au crescut, au înnecat-o și n-a dat roade. O altă parte a căzut în pământ bun. A dat roade care se înălțau și creșteau. Și a adus una 30, alta 60 și alta 100. Apoi a zis, cine are urechi de auzit, să audă. Când a fost singur cei ce erau în jurul lui, împreună cu cei 12, l-au întrebat despre pilde. O, le-a zis el, v-a fost dat să cunoașteți tainele împărăției lui Dumnezeu, dar pentru cei ce sunt afară din numărul vostru, toate lucrurile sunt împărtășite în pilde. Pentru ca măcar că privesc, să privească și să nu vadă. Și măcar că aud, să audă și să nu înțeleagă. Ca nu cumva să se întoarcă la Dumnezeu și să li se ierte păcatele. El le-a mai zis, nu înțelegeți pilda aceasta? Cum veți înțelege atunci toate celelalte pilde? Sămănătorul seamănă cuvântul. Cei semănați prin sămânța căzută lângă drum, sunt aceia în care este semănat cuvântul, dar după ce l-au auzit, vine satana îndată și ia cuvântul semănat în ei. Tot așa, cei împărtășați prin sămânța căzută în locurile stâncoase, sunt aceia care, când au cuvântul, îl primesc îndată bucurie, dar nu au rădăcină în ei, ci fiind până la o vreme. Și cum vine un necaz, sau o prigonire din pricina cuvântului, se leapădă îndată de el. Alții sunt cei împărtășați prin sămânța căzută între spini. Aceștia sunt cei ce au cuvântul. Dar năvălesc în ei grijile lumii, înșelăciunea bogăților și poftele altor lucruri, care neacă cuvântul și fac astfel neroditori. Apoi, alții apoi sunt împărtășați prin sămânța căzută în pământ bun. Aceștia sunt cei ce au cuvântul, îl primesc și fac roade. Unul 30, altul 60 și altul 100. El le-a mai zis, oare lumina este adusă ca să fie pusă sub baniță sau sub pat? Nu este adusă ca să fie pusă în sfeșnic? Căci nu este nimic ascuns care nu va fi descoperit și nimic tăinuit care nu va ieși la lumină. Dacă are cineva urechi de auzit, să audă. El le-a mai zis, luați seama la ce auzi. Cu ce măsură veți măsura, vi se va măsura și vi se va da și mai mult. Că celul ce are, vi se va da, dar de la cel ce n-are, se va lua și ce are. El a mai zis, împărăția lui Dumnezeu este ca atunci când aruncă un om sămânța în pământ. Fie că doarme noaptea, fie că stătea ziua, sămânța încolțește și crește fără să știe cum. Pământul rodește singur. Întâi un fir verde, apoi spic, după aceea grâu de plin spic. Și când este copt, rodul pune îndată secerea de el pentru că a venit secerișul. Amin. Am auzit? Și cred că ați auzit și dumneavoastră. România este o țară creștină. Un procent foarte mic de români spun și se declară atei. Că ei sunt liberi cugetători. Ei au libertatea de a cugeta orice. Mienile de ei și le spun
dacă m-ar auzi, să se mai gândească la lucrul acesta. Și lucrul acesta este cuvântul pe care l-am citit, este o atenționare pentru cei care zic că sunt creștini. Nu pentru atei care spun că n-au nicio credință, ci pentru cei care zic că au o credință. Învățătura aceasta a Domnului Iisus ne învață că credința noastră trebuie să fie adâncă, nu superficială. Ce înseamnă aceasta? Astăzi, și chiar de la începutul bisericii, au fost foarte mulți care au avut o credință superficială. Și Domnul Iisus a venit, s-a dezbrăcat de dumnezeirea Lui, de slava pe care avea în cer, și a venit pe pământul acesta ca să ne vorbească, să ne învețe pe noi oamenii lucruri folositoare, lucruri necesare pentru viața noastră. Vedem astăzi superficialitate în lume, o viață superficială, distracții ușuratice și muncă cât mai puțină. Auzim de pensii nesimțite și ne doare. Și există multă nedreptate. Ușurătate, superficialitate, viața privită superficial, credința privită superficial. În primul rând, ne gândim la noi creștini, că și noi creștini nu suntem scutiți de Duhul Vremii. Duhul Vremii circulă în timpul în care trăim. Și ne afectează într-un fel sau altul. Și dacă întreb pe români, sunteți creștini? Da. Și dacă mori, unde te duci? Pe unde s-a dus mama și tata? Rozav. Și dacă mama și tata s-a dus unde nu este bine, unde, cum s-a dus bogatul nemilosit, în locuința morților în chinuri, dacă este rău unde s-a dus mama și tata, vrei să te duci și tu acolo? După părerea noastră, noi suntem creștini, e vlavios. Da. Doamne ajută. Să fim creștini vlavios. Păi, ascultăm predici, Cuvântul lui Dumnezeu, venim la adunare, regulați, de multe ori mai venim și mai târziu. Dar asta nu se pune. Ne aduceam aminte de ce spunea fratele Alex, că unii au obiceiul să vină cu 10-15 minute mai înainte de ce prea programului. Ca să îi găsească Domnul prezent. Nu să le aștepte Domnul să vină. Cântăm cântări, ne rugăm zilnic, zilnic ne rugăm, și de cele mai multe ori și pe genunchi. Doamne ajută să cinstim pe Dumnezeu prin viața noastră de rugăciune. Ca să ne asemănăm cu Domnul Iisus Hristos, trebuie o viață adâncă de rugăciune. Când Domnul Iisus spune această pildă, a vrut să ne învețe multe lucruri. Și eu cred că avem atâta inteligență să înțelegem ceea ce Domnul Iisus a vrut să ne spună. Zice că un om al lui Dumnezeu a spus că la tronul lui Dumnezeu nu se ajunge urcând pe culp, ci coborând în adânc. Smerindu-l. Pilda Domnului Iisus care s-a smerit și a făcut lucrarea lui Dumnezeu. Și ca să ne asemănăm cu El, trebuie să avem o viață de credință adâncă. Cât de adâncă este credința noastră? Aceasta ar fi întrebarea care ar trebui să ne cerceteze, să ne facă inteligența să gândească materia cenușie. Cât de adâncă este credința noastră? Am început doar cea din textil a vieții noastre de credință și atâta tot. E adevărat că este foarte bine că am făcut pasul credinței și al pocăinței. Dar este, zicea cineva și, nu știu, dacă ați citit ceva despre ceea ce a scris traducătorul Bibliei, Dumitru Cornulescu, mi-a picat în mâine o carte și spunea lucrul acesta că
predarea în mâna lui Dumnezeu este foarte necesară, foarte bună. Pocăința și credința, dar trebuie să mergem mai departe de lucrul acesta. Cine rămâne la stadiul de pocăință și în fiecare zi, în fiecare zi, exersează pocăința, n-a înțeles viața de credință. N-a ajuns la starea de viață adevărată din Dumnezeu. Și este așa că este necesară pocăința. Este bună de pocăință atunci când am greșit. Este bună mărturisirea. Dar dacă exersăm în final doar mărturisirea în fiecare zi și nu facem mai departe pasul de a ne sfinți așa cum vrea Domnul Iisus, pentru că El ne-a sfințit și ne-a pus într-o poziție în care să nu mai ne întoarcem înapoi ca e o vorbă în popor ca porcul ca scroapa în măcir. Aceasta înseamnă să ne verificăm. Poate este un cuvânt cam dur acesta. Poate deranjează. Dar este important ca dacă atunci când ne-am pocăit am avut dorința de a ajungem în cerul lui Dumnezeu, în slava cerească, în împărăția Lui, trebuie să luăm lucrurile foarte în serios. Când am încă este credința mea. Când un copac are rădăcini adânci și își trage seva din pământ, ce este afară este frumos. Când rădăcinile nu au adâncime și nu au sevă să tragă, copacul este ofilit, nu-i merge bine, nu are culoarea. Cel care îi merge bine, care are rădăcini, are o culoare frumoasă, plăcută. Sunt drag să privești la el. Așa este viața adâncă, viața de credință adâncă. Cum ne adâncim viața? Prin Cuvântul lui Dumnezeu, prin citirea Cuvântului Dumnezeu. Adâncindu-ne în Cuvântul lui Dumnezeu, găsim bogăția înțelepciunii lui Dumnezeu. Și ne minunăm și ne viața cântarea, viața lui este frumoasă cu Domnul Iisus Hristos. Cel care își predă viața în Domnul Iisus în felul acesta. Chiar din timp fila vieții noastre începe cu o predică bună, ne-a influențat, ne-a plăcut, ne-a vorbit Dumnezeu printr-o predică bună, printr-o împrejurare din viața noastră, printr-o încercare prin care am trecut, ne-a vorbit Dumnezeu, ne-a convins și ne-a făcut în stare să ne vedem vinovăția și poate am plâns pentru păcatul nostru, dar trebuie mai mult decât atât. Pentru că după un timp, împlătărarea de la început se duce. Și atunci se vede cât de mult dorim noi să-L cunoaștem pe Dumnezeu în toată splendarea Lui. Desigur că sămănătorul seamănă sămânța. Și Domnul Iisus spune această pildă și este surprinzător că cei ce erau în jurul Lui, cei care erau prietenii Lui și ucenicii apostolii, ucenicii, n-au înțeles această pildă și L-au întrebat ca să înțeleagă și ei lucrul acesta. Gândiți-vă dumneavoastră cât de mult se predică astăzi Evanghelia. Într-un fel sau altul se predică Evanghelia. Pe internet, la televiziune, la radio, peste tot se predică Evanghelia. Sunt misionari, se duc și foarte mulți ascultă Evanghelia. Cum înțeleg Evanghelia? Oamenii aceștia n-au înțeles această pildă. Și Domnul Iisus le explică această pildă. Nu înțelegeți pilda aceasta? Cum veți înțelege atunci toate celelalte pilde? Sămănătorul seamănă cuvântul. În Evanghelia după Matei, capitolul 13, cu versetul 19, găsim tot despre pilda aceasta aceste cuvinte. Când un om aude cuvântul privitor la împărăție și nu-l înțelege, vine cel rău și răpește ce a fost semănat în inima lui. Aceasta este sămânța căzută lângă drum. Am spus că astăzi se predică Evanghelia cu foarte multe, numai în foarte multe feluri. Și mulți nu o înțeleg. Domnul Iisus vorbea ca să fie înțeles. Domnul Iisus ne vorbește ca noi să înțelegem.
Și dacă noi nu înțelegem, zice, dacă noi nu suntem atenți la Cuvântul lui Dumnezeu, dacă nu suntem atenți la ceea ce Dumnezeu vrea să ne spună, Satana vine și ia din inima noastră Cuvântul. De multe ori se întâmplă ca urechea noastră aude Cuvântul, dar gândul nostru se duce în altă parte și Cuvântul trece. Parcă așa, și le lea diavolul se duce și nu intră în inimă. Ca să facă lucrarea, să-l aducă rol în inimă. Aceasta este în altă epistolă, în altă evanghelie, în Marcu, dacă îmi găsesc, spune că sămânța este Cuvântul. Sămânța este Cuvântul. Domnul Iisus spune lucrul acesta. Nu altcineva. Nu este părerea mea. Nu este după cum vrem noi. Sămânța este Cuvântul. Sămânța este cea care este de dorit să aducă rol. Să aducă un beneficiu celui care seamănă. Și Dumnezeu a avut grijă ca noi oamenii să auzim Cuvântul. De la început. Mă gândeam la Moise și știind, mă gândeam la ceea ce am auzit joi seara despre păstori. Mă gândeam la Moise. A fost păstor. Câți ani? 40. 40 de ani a mers cu turma oilor de oi și de capre, probabil. Și pentru că s-a îngrijit de turmă, într-un mod deosebit, a ajuns până la muntele Horeb. Și Dumnezeu îi se arată, îi se descoperă. Și spune, hai că am o altă lucrare pentru tine. Ai stat destul la oi. Și îl face conducătorul poporului Israel. Și ni se spunea că, într-un fel, toți suntem păstori. Nu suntem totul de acord cu lucrul acesta. Deși lucrarea noastră pare, cumva, atinge, să zic, și lucrarea de păstor. Dar Biblia, Cuvântul Dumnezeu ne spune că El a dat pe unii apostoli, pe alții evangeliști, pe alții păstori și învățători, pe alții proroci, pe alții episcopi și așa mai departe. Pentru desăvârșirea Sfinților. Și eu zic, sub lumina Cuvântului Dumnezeu, că lucrarea păstorire este o lucrare specială. A fi păstor, a legat la Cuvântului și este legat de învățător. Păstor și învățător. De aceea, cine se scoală să dea învățătură, trebuie să fie conștient că are o mare responsabilitate. Și Duhul Sfânt să lumineze acea persoană ca să facă lucrarea aceasta spre slava Domnului Iisus Hristos. Și mă gândesc la lucrul acesta când Domnul Iisus spune cuvântul aici că se adunase foarte mult noroc la El și El i-a învățat. Mă gândesc cât de mult s-a bucurat Domnul Iisus să vadă mulți oameni care vor să asculte ce are El de spus. Se bucură Domnul Iisus când vede oamenii care vor să audă ce are El de spus. Se bucură. Deși s-a bucurat și când în fața Lui a stat o singură persoană, cum a fost femeia samariteană de la fântâna lui Iacov. Cum a fost slăbănogul de 38 de ani la Scăldătoarea Betesda. Și alții s-au bucurat să învețe pe fiecare care vrea să asculte, să primească ceva de la El. Domnul Iisus este acela care ne spune să fim atenți cât de adâncă este credința noastră. Cei sămânați, cei împăteșați în sămânța căzută, în locurile stâncoase, sunt cei care când aud cuvântul, îl primesc îndată cu bucurie. Dar este frumos cuvântul lui Dumnezeu. Sunt atâția care se minunează în fața cuvântului Dumnezeu. Și îl primesc îndată cu bucurie. Este adevărat cuvântul lui Dumnezeu. Este minunat, este adevărul în cel mai bun, cel mai pură formă. Cuvântul lui Dumnezeu. Este adevărul. E frumos. Mult le plac și îl primesc îndată cu bucurie. Dar, zice, n-au rădăcină în ei. Și țin până la o vreme și cum vine un necaz sau o plimbărie din pricina cuvântului, se leapă de îndată de el. Facem și noi așa? A, frate, deja, revin la fratele Dumitru Cornel, spunea că a venit la el un negustor, un afaceri, un de afaceri, care a dat faliment. Zice, nu știu ce să mai cred acum. O să râdă toți pe mine că Dumnezeu nu m-a ajutat și am dat faliment.
care l-a dat a fost acesta, cunoști Biblia? Știi undeva că Dumnezeu s-a angajat să te ferească de faliment? Oh, păi nu scrie, dar se înțelege de la sine. Gândiți-ne așa? Să înțelege de la sine că Dumnezeu trebuie să aibă grijă de a face de mere, de sănătatea de mea, de... Se înțelege de la sine? O, Dumnezeu este servitorul nostru? Dacă noi gândim așa, greșim. Aceștia zice, când vin un necaz sau o prigonire, se leapă de îndată de cuvânt. Nu mai e creștină. Cât de adâncă este credința noastră? Aceștia sunt cei pătișați prin sămânța căzută între sfini. Aceștia sunt cei ce au cuvântul, dar năvălesc în ei grijile lumii. Trei mărume și am zis că nu suntem scutiți de Duhul Vremii. Vremurile au lucrurile care circulă și diavolul te folosește de multe lucruri ca să ducă lumea în rătăcire, pe oamenii în rătăcire. Nu vrea să fie om fericit. Nu vrea să ajungă în Împărăția lui Dumnezeu. Și de aceea, când năvălesc grijile lumii în ei, în șelăciunea băugăcilor. Aici sunt spuse lucruri foarte adânci în aceste cuvinte. Grijurile lumii. Ceva de sănătate. Gândiți să medităm cu seriozitate la aceste lucruri. În șelăciunea băugăciilor. Câți n-au fost prins de... Și zicea ceva. Am început să-mi placă să fac bani. Și nu pot să mă opresc. Vreau să strâng tot mai mult, tot mai mult. Așa îmi place să strâng. Și folosește orice modalitate corectă sau incorrectă ca să strângă bani. În șădăciunea bogăților. Pe mulți i-a prins aceasta și Domnul Iisus spunea cât de a nevoie cu intra în Împărăția Lui Dumnezeu, cei ce au amuțit. Păi spunea ucenicilor, după ce tânărul bucat a plecat din fața lui, întristat pentru că i-a spus să-și vândă averea și de-aia să împartă la săraci. Avea multe amuțit și nu se putea despărți de ele. Înșelăciunea bogăților și poftele altor lucruri. Dragii mei, firea pământească are foarte multe pofte. Și pentru o poftă a cărnii, omul leapă de orice rușine, orice și să-și împlinească pofta aceea. Sunt oameni care nu pot să lase paharul din mână. Alcoolul. Sunt oameni care nu pot să lăsă țigara, nu pot să lase drogul. Mai ales drogul, am auzit, e așa de că pune stăpânire și te atrage în turnă ca să consum totdeauna substanțe de acelea interzise. Interzise de legile umane. Dar oamenii alergă după ele, nu pot să stăpânească pofte. Poftele altor lucruri. Sunt multe lucruri, eu nu pot să vă răspund toate. Vă gândiți fiecare dintre dumneavoastră, cam ce pofte ar putea să vă tragă înapoi de pe calea de minte. Ce pofte ar putea să fie în trupul meu care să mă tragă înapoi de pe calea de minte? Cât de adică este credința mea? Care leacă cuvântul și fac neroditor. Cuvântul este, sămânța este acolo, dar o năbușe aceste lucruri care le-am auzit, le năbușe cuvântul și fac neroditor. Nu aduce roadă. Și noi ne uităm, o să sărbătorim sărbătoarea noastră și o să ne bucurăm de toate binecuvântările care Dumnezeu ne-a dat anul acesta. Dar ne uităm la noi că nu se vede roade. De ce nu se văd? Nu este credința. Sunt oameni care au darul dărniciei. Este un dar ca Duhul Sfânt. Și dau pentru Dumnezeu și nu se gândesc la nicio mulțumire, nu se gândesc la nicio recunoștință. O fac pentru că ei au darul acesta. Și trăiesc după cum îi îndeamnă Domnul Iisus Hristos. Fiecare dintre noi suntem îndemnați de Domnul Iisus Hristos într-un fel sau altul și fiecare avem darurile noastre. Și dacă le folosim și dacă le punem în negoț, așa cum este o vorbă, că ele vor aduce roade. Roade care nu știm noi, n-avem noi cum să le facem, n-avem noi cum să le facem să crească. Apoi sunt cei ce sunt împătișați
când sămânța căzută în pământ bun, aceștia sunt cei care au cuvântul, îl primesc și fac roade. Am vorbit despre lucrul acesta. Roadele sunt cele mai frumoase. Și când roadele sunt bine dezvoltate, aici am citit, zice, când spunea Domnul Iisus, spunea versetul 9, o altă parte a căzut în pământ bun, a dat roade și am fost surprins de felul în care Marcu redă lucrul acesta. Care se înălțau și creșteau. Se înălțau și creșteau. Și tot se măreau. Roadele acestea. Creșteau și se înălțau. Roadă pentru slava lui Dumnezeu. Ce minunat! Cei care au avut cuvântul lui Dumnezeu și îl primesc cu bucurie și aduc roadă. Domnul să mă ajute pe mine. Oare cât de adâncă este credința mea? Și mai departe găsim aceste cuvinte. Unul 30, altul 60, altul 100. Și vedeți, când Domnul Iisus spune pilda, după ce spune pilda în fața norodului care dea pe țărmul mării, spune aceste cuvinte. Cine are urechi de auzit, să audă. Noi avem urechi? Avem urechi. Dar auzim? Depinde cum auzim. Așa cum am spus, poate să treacă pe lângă urechi. Sau îi mai e o vorbă, intră cu urechi și se faltă. Cum auzim? Cine are urechi, să audă. O, ce bine este când auzi. Ce rău este să n-auzi cu ureche. Numai cu ureche să n-auzi. Și este foarte rău. Dar să n-auzi cu un domn. Biblia ne vorbește, cuvântul ne vorbește, auzim? Auzim cu ureche sau auzim cu amândouă? Unul 30, unul 60, unul 100. Este o roadă binecuvântată. Chiar dacă este 30, chiar dacă este 60, chiar dacă este 100. Cu cât mai multă roadă face, mai bucuros este omul când vede cămara plină. Cu cât mai bucuros. Roadele pe care noi le aducem sunt, este o mulțumire la adresa lui Dumnezeu când vede că noi am adus chiar 30. Și mi-aduc aminte când la sărbătoare roadelor am luat o șculete de porumb și am numărat roadele. Foarte, mai mult de 100. Dar sunt mai mult de 100. Dintr-o singură boabă, dintr-o singură sămânță. Cuvântul lui Dumnezeu are atâta putere să rugească, să aducă multe roade. Și sticul de greu. Și atâtea binecuvântări pe care Dumnezeu ne dă. Și zice, pământul rodește singur. Deci dacă noi ne punem la dispoziția lui Dumnezeu, s-ar putea să rodească viața noastră pentru Dumnezeu. Dar să ne punem la dispoziția Dumnezeu în felul acesta. Pământul rodește singur. Întâi spai, apoi un spin și greu de plin în spin. Așa spune Domnul Iisus Hristos. Și este interesant că a doua oară când Domnul Iisus spune în versetul 23, dacă are cineva urechi de auzit să audă, pe cum avem, avem urechi. Prima dată spune, cine are urechi? Sau acum zice, dacă are cineva? Păi n-avem? Avem. Să auzim. Să se audă cuvântul Domnului Iisus Hristos în inima noastră. Și este așa surprinzător ce spune Domnul Iisus în versetul 24. Luați seama la ce auziți. Nu numai că trebuie să auzim, dar trebuie să luăm și seama la ce auzim. La atâtea predici care au, la atâtea persoane care propovăduiesc Evanghelia, la atâtea cântări care le auzim și se cântă în lumea aceasta. Sunt oameni care cântăresc. Am văzut, am auzit, cântăresc cu părul lung. Creștini, eu sunt creștin, dar eu cânt cântări și sunt cântăresc. Sunt om de cultură
și permit Biblia spune, și mi-a făcut aminte de exemplu pe care poate l-ați auzit și dumneavoastră. Un tată avea un băiat și a ajuns la vârstă de 18 ani. Și-a luat carnet și zice, tată, trebuie să porțim mașina. Bine, fiul, sunt acolo. Dar trebuie să demonstrez ceva. Vreau să văd responsabilitatea la tine. Vreau să-ți îmbunătățești notele la școală. Vreau să citești Biblia fiecare zi și vreau să te tunzi. Avea părul lung. Bine, ești de acord? Da. Pentru, dacă îmi dai mașina, sunt de acord. Și, de adevăr, s-a văzut și au stabilit o perioadă, o lună de zile. Și s-a văzut progres în viața școlară, notele mai bune. Au citit Biblia, au început să înțeleagă Cuvântul lui Dumnezeu, să-L cunoască pe Dumnezeu, dar nu s-a dus. Data trecută, trebuie să-mi dai mașina. Păi de ce eu te-ai dus? Păi am dat citit-o Cuvântul lui Dumnezeu pe Moise, Ilie, Domnul Iisus chiar a avut părul lung. Și data zice, dar știi ce au avut în comun oamenii aceștia și Domnul Iisus? Mergeau pe jos, așa că dacă vrei părul lung, mergi și tu pe jos. Nu ai drept să conduci mașina. De aceea, trebuie să înțelegem corect Cuvântul lui Dumnezeu. Și sunt multe exemple și multe laturi care firea omenească și le acceptă. Sunt creștin, dar îmi permit și să mă îmbrac muștit. Sunt creștin, dar îmi permit să mă îmbrac provocator. Să vorbesc vulgar și multe alte lucruri. Și sunt creștin. Atât de adâncă este credința. Atât de adâncă este. Cât dovedim în viața noastră practică la școală, la servici, în vecini, la adunare, la lume. Cât de adânc este credința mea. Domnul să ne ajute ca să ne adâncim în Cuvântul Dumnezeu, să-L cunoaștem, pentru că în felul acesta noi ne vom asemăna cu Domnul Iisus. La aceasta suntem chemat. La aceasta sunt chemat eu, să o asemăn cu Domnul Iisus. Și dacă privim în viața noastră, vedem că nu suntem chiar acolo unde vedem. Așa cum vrea El să fie. Și trebuie să fim sinceri cu noi înșine, cu noi înșine. Ce minunat este când roadele sunt bucate. 1.30, 1.60, 1.100. Oare credința noastră a fost influențată de un om credincios? Un om plin de bunătate? Un om milos? Un om atrăgător prin viața lui. Și vrem și noi să fim ca el. Dar numai atât, să ne schimbăm la comportamentul și este mai mult decât atât. Este o cunoaștere profundă a Domnului Iisus Hristos și numai prin citirea Cuvântului Dumnezeu, numai prin adâncirea în Cuvântul lui Dumnezeu, găsim această, spunea, înaintașii credinței, oameni mari ai lui Dumnezeu, că înțelepciunea lui Dumnezeu este deosebită. Pavel spunea, o adâncul înțelepciunii și lucrărilor lui Dumnezeu, până ne pătrunțe sunt căile tale. Ce minunat este când pătrunți în adâncime și cunoști înțelepciunea lui Dumnezeu, cunoști căile lui Dumnezeu, cunoști și înțelegi de ce lucrează Dumnezeu așa. Prin împrejurările vieții pe care trecem și auzim și ne confruntăm cu anumite lucruri și nu înțelegem de ce lucrează Dumnezeu așa. Și suntem contrariați. Oare de ce se întâmplă? Așa cum am auzit de tânărul acela care a murit făcut din parc, lăsând în urmă. Creștin fiind vestitor al Evangheliei și a lăsat familia, copiii. Nu înțelegem de ce. Nu înțelegem de ce trecem printr-o suferință, printr-un necaz. Și mă gândeam la durerea sufletească. Deci, știți, ziceam de presiunea atmosferică. Fiecare o simte diferit. Îți apasă pe suflet, Petru. Îți apasă pe suflet. Și aceasta este o apăsare. Și mă gândeam așa, că mai bine iar place la o soție, ca soțul ei să-i dea două palme, decât să-i spune și cuvinte rele, multe.
presiunea sufletească, apăsarea sufletească. Și mă gândeam la David, când a scris anul 32, când spunea Psalmul 32, versetul 3, parcă. Da. Câtă vreme am tăcut, mi se stopiau oasele de gemetele mele necurmate, căci mâna, că zi și noapte, mâna ta apăsa asupra mea. Cum apăsa mâna lui Dumnezeu asupra David? Asupra sufletului. Și de multe ori trecem în viață prin apăsarea aceasta interioară, care este grozavă. Și stăteam și mă gândeam la suferințe Domnului Iisus pe cruce de acolo, dar când Iuda l-a vândut, când ucenicii au fugit, când toți cei care l-au văzut că le-a dat pâine, au stricat la moarte cu el, când ostașii l-au pălmuit și atâția care au contribuit, durerea aceea sufletească care a apăsat asupra sufletului său, pentru ca să plătească prețul, a acceptat, a suferit, a mers până la capăt, putea să dispară din lume, putea să se înalce dintre oameni, să nu mai fie găsit, dar a stat acolo, pentru ca să fie iertat, și credința mea să fie adevărată și să-L onorez pe ceea ce fac. Și Domnul să mă ajute pe mine și pe dumneavoastră, ca venirea aici să nu fie doar prin cele le deteriorăm, scap acum rapid cuvântul, venim doar ca să stricăm încălțămintea sau să ocupăm timpul, nu avem ce face acasă și venirea noastră să fie într-adevăr foarte necesară și foarte bună să ne aducă un folos veșnic, să ne bucurăm toți de împărăția lui Dumnezeu, ceea ce a pregătit pentru noi ca moștenire. Moștenire nepăduită, necredită, deci apotropoare. Și Domnul să fie sărit că încă ne vorbește. În libertate, trebuie să ascultăm, trebuie să auzim. Avem Biblie cu fiecare minte noastră și trebuie să citim acasă, să ne hrănim sufletul. În felul acesta vom fi binecuvântați și vom aduce la oameni. De aceasta spre slava lui Dumnezeu și spre binele nostru vede. Pentru bucuria noastră care vom simți când vom constata odată că viața noastră în care ori a fost plăcută Domnului, am adus roade și El s-a bucurat de noi. Domnul să fie slăvit pentru aceasta. Amin. Amin. Mulțumim Domnului că ne-a binecuvântat până aici și a fost cu noi. Haideți să ne ridicăm și să mulțumim Domnului pentru timpul pe care l-am avut. Doamne, Tată Ceresc, îți mulțumim pentru acest timp binecuvântat pe care ni l-ai diluit în această dimineață. Îți mulțumim pentru cuvântul Tău. Îți mulțumim că ești acela care vrei să ne crești, să ne asemănăm tot mai mult cu Tine. Te rugăm, Doamne, ca Tu să ne ajuți și să înflăcărezi viața noastră, Te-a cunoaște mai bine pe Tine, a ne dedica mai mult pentru Tine, Doamne, și dă-ne Tu curajul și înțelepciunea necesară. Ajută-ne să fim sensibili la șoapta Duhului Tău cel Sfânt. Îți mulțumim, Doamne, Tată Ceresc, că ești acela care ne vei călăuzi pe mai departe. Îți mulțumim de faptul că ai fost prezent în mijlocul nostru. Îți mulțumim că îi vei călăuzi și pe toți aceia care sunt plecați. Și îți mulțumim pentru toate. Te lăudăm în numele Domnului nostru Iisus Hristos. Amin. 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 Înainte de a ne despărți, aș vrea să vă reamintesc că împreună cu sfatul de frați am luat decizia ca data de 20 octombrie să avem să sărbătorim sărbătoarea roadelor, sărbătoarea de mulțumire. Deci, duminică, 20 octombrie, începând cu ora 10. Harul și pacea Domnului nostru Iisus Hristos să ne însoțească pe noi mai departe și cu ajutorul Domnului vom vedea la casa Domnului la ora 18 din nou. Adunarea în această dimineață de sfârșit.